Partidele din coaliția de guvernare își pun la punct strategiile pentru noua sesiune parlamentară. Socialdemocrații au mers la munte la Sinaia pentru a-și face planuri, în timp ce liberalii au rămas în București la ședință. Iar prăpastia dintre cele două partide începe să se adâncească în contextul în care PNL nu se arată dispus să renunțe la protocolul încheiat la începutul coaliției privind rotativa, în timp ce PSD ar vrea să mai discute pe tema portofoliilor care ar trebui să treacă de la un partid de la altul. Colegul meu, Cornel Chitucea, ne aduce mai multe date. Te ascultăm. M-am găsit cu doar câteva minute în urmă. A început ședința în cadrul Partidului Național Liberal, iar în ceea ce privește ședința vorbim despre mai multe subiecte. În principal se va discuta despre rocada care va avea loc pe data de 25 mai anul acesta, când în teorie premierul Nicolae Ciucă va trebui să își dea demisia, iar în locul acestuia va veni Marcel Ciolacu. Vorbim despre o ședință, vă spuneam, care se vor discuta aceste probleme, pentru că în aceste momente sunt mai multe discuții între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal pe tema rocadei care va fi efectuată în luna mai. Ce este de precizat este că cele două partide au ședințe în aceste zile. Astăzi, Partidul Social Democrat are o ședință la Sinaia, acolo unde va dezbate de altfel și subiectul rocadei care va fi efectuată, vă spuneam, în luna mai. Pe de altă parte, au fost discuții într-o ședință care a fost organizată ieri de în cadrul Partidului Național Liberal, condus de către premierul Nicolae Ciucă, cu privire la această rocadă. Mai exact, modul în care aceasta se va efectua, de precizat este că premierul a dat asigurări colegilor de partid că nu va exista o modificare în ceea ce privește procedura și protocolul, bineînțeles, prin care se va efectua rocada. Vedem că aceste declarații vin pe fondul unor presiuni efectuate de către Marcel Ciolacu, liderul PSD. Vorbim despre niște presiuni care vin pe fondul unor discuții legate de modul în care va fi preluat mandatul de la Palatul Victoria, pentru că aceștia vor să discute pe tema protocolului despre niște modificări care ar surveni în urma schimbărilor unor miniștri. Rămâne de văzut dacă aceste schimbări vor fi efectuate, pentru că vedem, pe de o parte, Partidul Național Liberal cere această rocadă cu respectarea protocolului, iar Partidul Social Democrat încearcă o schimbare sau unele modificări care ar putea să survină în această direcție. Rămâne de văzut dacă le vor fi până la urmă aplicate și până la urmă care va fi concluzia în această direcție, pentru că vedem declarații efectuate de ambii lideri de partid care își impune anumite tensiuni între ei și rămâne de văzut totodată dacă protocolul stabilit în coaliția de guvernare va rămâne unul nemodificat.